Odată cu încălzirea vremii, crește și numărul persoanelor care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea cursurilor de apă, lacurilor, canalelor sau pe malul Dunării. Ținând cont de faptul că o parte din aceste zone sunt neamenajate, crește pericolul de înec și accidente. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Eremia Grigorescu al județului Galați informează cetățenii cu o serie de reguli și măsuri ce trebuie respectate în scopul prevenirii acestor evenimente nedorite. Deținătorii de acumulări, lacuri și balastiere, precum și consiliile locale care operează teritorială cursuri de apă, au obligația să identifice zonele periculoase pentru scăldat sau not și să monteze panouri de avertizare cu mențiunea scăldatul interzis, pericol de înec. Amplasarea panourilor se va face în locuri vizibile, iar inscripționarea va fi obligatoriu în limba română, fără a fi exclusă și prezentarea în alte limbi. Consiliile locale vor desfășura o serie de campanii de conștientizare a cetățenilor asupra riscurilor la care se expun atunci când se scaldă în locuri neamenajate, prin afișarea la primării, școli, biserici, piețe, stații pentru transportul în comun a unor materiale preventive în care să fie prezentate prevederile actelor normative cu privire la interzicerea scăldatului, înotului în locuri periculoase, precum și nominalizarea acestor zone. De asemenea, pe timpul sezonului estival se vor intensifica controlele privind respectarea regulilor de prevenire și interzicerea scăldatului în locuri periculoase. Cetățenii vor frecventa doar locurile special amenajate pentru înot și scăldat. Vor respecta întotdeauna recomandările administratorului locului de agrement și se vor folosi întotdeauna de echipamentul de protecție furnizat de acesta. Vor evita scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigații sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci. Nu încercați acte de teribilism prin plonjarea de pe platforme, poduri sau alte elemente de construcții. Nu vă aventurați în apă în stare de ebrietate. Evitați scăldatul seara târziu sau în timpul nopții. În timpul unor vijelii sau furtuni, scăldatul este interzis. Părinții sunt sfătuiți să nu își lase copiii nesupravegheați lângă sau în apă. Ei se vor scălda numai sub controlul parental sau al altor persoane mature. În cazul pericolului de înec, nu trebuie să vă panicați. Păstrați-vă calmul, respirați adânc, odihniți-vă puțin, apoi înotați spre mal.